tumultoase a lui Gabi Tamaș. Da, a petrecut puține ore la Cluj, acum e în defensiva Astrei și o face jucând un fotbal destul de bun. Aici Petrila pune mingea jos pentru Mario Camora, e liber în stânga Damian Djokovic, acolo se duce mingea, centrarea lui Djokovic, gol! Ciprian Deac deschide scorul la Cluj în CFR, Astra 1-0 pentru campioana României. Și cât de simplu a curs totul, o fază clasică, specifică, ce fără centrarea lui Djokovic și prima greșeală din centrul defensivei Astrei, taxată cu gol de Ciprian Deac, ajuns la 8 goluri marcate în acest sezon. Deac, cel mai bun marcator al CFR-ului în Liga 1. Excelent această lovitură de cap a lui Deac, fără replică, Lazar, 1-0 pentru CFR Cluj și într-adevăr Mădălin, 8 goluri pentru Deac, 5 pase decisive în acest sezon la meciul cu numărul 16, Ciprian Deac. Unul dintre jucătorii cu aleși de la CFR în 11-le ideal.